frânzi de un regim opresiv. Dar pe care astăzi noi îi vedem ceea ce sunt. Sfinți, martiri și eroi. La Aiud, și nu doar la Aiud, s-a murit pentru adevăr, adică întâi de toate pentru Dumnezeu, pentru bine, adică pentru dragostea Domnului față de aproapele, și pentru frumos, adică pentru tot ceea ce transformă viața noastră dintr-o călătorie bicisnică și plină de lipsuri, pe care uneori nici nu știm să o definim dacă îi căutăm originile și finalul, într-o expediție îmbogățitoare sufletește, într-o manieră de a ne salva sufletește și nu doar. Îl felicit pe Ionuț Țene pentru, întâi pentru pasiunea lui de a cerceta istoria recentă și, în al doilea rând, pentru curajul lui nedezmințit vreme de decenii de a spune lucrurilor pe nume, de a le prezenta așa cum sunt, de a nu încerca să le edulcoreze, să le camufleze, să le îmbrace în veșminte potrivite vremurilor, ca astfel să fie, poate, acceptabile pentru unii, sau măcar pasabile pentru cei mai mulți. El nu s-a temut să spun adevărul, așa cum l-a cunoscut. Nu se teme să facă nici această carte. Și pentru asta merită felicitările și aplauzele noastre.